Plimbarea prin oraș era cât pe ce să-i fie fatală unei femei de 53 de ani din Dej. S-a oprit preț de câteva secunde în fața cinematografului, moment în care o bucată de tencuială i-a căzut în cap. O căzut de pe acoperiș, zid. Mi-a căzut în cap și pe mine, toată m-a îngropat acolo. Norocul un trecător care a dus-o la spital imediat. Carmen Carlos ne spune cum a fost posibil. Carmen, ce explicații au autoritățile pentru acest lucru? Oana, autoritățile își caută scuze pentru felul în care arată fațada cinematografului și spun că aceasta a intrat în patrimoniul lor de curând, motiv pentru care nu a fost reabilitată. Lesne de înțeles, însă locul nu era niciun fel împrejmuit, astfel încât accidente de acest gen să poată fi evitate. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital după ce o bucată din fațada clădirii lungă de 3 metri s-a desprins și a căzut. Femeia a fost lovită direct în cap și s-a prăbușit sub privirile soțului. Bărbatul ajutat de un trecător a dus-o imediat la spital. Polițiștii încearcă acum să vadă cine poate fi tras la răspundere pentru acest accident. Oana? Carmen, mulțumesc pentru informații.